cotoșanenilor, am oficializat dorința tuturor cetățenilor, aceea de a schimba județul Botoșani în bine. A venit timpul ca proiectele majore de infrastructură, drumuri, cele legate de apă, de canalizare, de extinderea rețelei de gaz, proiecte de cultură, toate trebuie să se finalizeze sau altele să înceapă. Asta pentru a dezvolta toate domeniile în județul Botoșani. Mă refer la educație, sănătate, cultură, sport, economie, agricultură. Și vreau să vă spun că e timpul ca județul Botoșani să fie scos din perioada de secol 20. E nevoie de schimbare. Noi, cei de la ProRomânia, convinși de cetățenii județului Botoșani, ne-am angajat în această luptă și dorim schimbarea în bine a județului Botoșani pentru ca fiecare cetățean al acestui județ să aibă un trai mai bun. Noi suntem ProRomânia și ținem cu România!